Povestea vieții lui Marian este de un dramatism rar întâlnit. La 4 ani a fost abandonat la casa de copii și a stat acolo până la vârsta de 18 ani. A plecat în Spania cu gândul să-și omoare părinții care l-au abandonat. Aici a ajuns să se drogheze și chiar să facă trafic de droguri. De multe ori a încercat să se sinucidă. Dar Dumnezeu a avut milă de el și Marian a fost salvat. Despre toate, și bune și rele, ne va relata în mărturia pe care vă invit să o ascultați în continuare. Mă numesc Petre Marian, vin dintr-o familie cu 6 frați, vin dintr-o familie de ortodoxi. De unde, Marian? De unde din județul Bistrănăsău, dar din Beclea, Beclean pe Someș. Cum am văzut până acum și cum realizez acum, de mic diavolul a început să lucreze și în familia noastră și în viața mea. Păi Marian, diavolul lucrează în viețile tuturor oamenilor, că el vrea să ne norocească pe toți. Singurul loc în care nu poate lucra diavolul este ca omul să fie în Hristos. Și atâta timp cât nu e în Hristos, el caută problema, să facă rău. Problema, ai fost și tu una dintre victimele celui rău. Da, problema că atunci nu înțelegeam nimic. Nu avea nicio cunoștință despre Dumnezeu. Și acum cum realizez un pic, atunci îmi dau un pic seama că de unde vine toate problemele mele. În perioada când, de exemplu, am avut de la 4 ani, mama mea mama a abandonat pe toți 6 copii la case copii. Pe rând. Prima dată 4 și apoi ceilalți 2 pe rând. Și tatăl? Tata... Era plecat? Deci nu plăcea... Eu m-am născut într-o familie cu alcooliști. Și familia care m-am născut eu nu era o familie care mi-am dorit-o eu. Asta m-am gândit eu că e... Și când au văzut că și bunicii sunt alcooliști, și, repet, și bunica și el. Și părinții la fel. Și atunci mama v-a abandonat. Ne-au abandonat pe toți. Apoi am crescut acolo într-un centru ăsta de plasament din Beclean. Acolo a început să schimbe situația. Deja la 5 ani... În rău. În rău, deja la 5 ani. N-a fost bine în familie, dar acum la centru a fost... Mai rău. Mai rău. Pentru că erau mulți copii. Erau multe, care... Spune-ne ce poți spune, ce nu poți... Te punea să faci lucruri care tu, ca copil de 6 ani, de 5 ani, nu te gândeai și nu puteai să faci lucrurile respective. Erați abuzați? De abuzați, eu nu am fost, dar prieteni de-a mei, da. Pe mine, ce mi-au făcut să bag degetele în priză și cuie în priză și ca să se întâmple, ca să vadă reacția aversă care se întâmplă cu mine. De aici începe istoria. De aici începe să fiu deja matur, să gândesc altfel. La ce vârstă ai ajuns la casa de copii? La vârsta de 4 ani. Și până la ce vârstă ai rămas acolo? Până la vârsta de 18 ani. 14 ani ai fost la casa de copii. Da. Ăștia 14 ani, în centru de plasament, au fost pentru mine chin. Mi-aduc aminte când i-am spus la mama mea, scoate-mă de aici că nu mai vreau să mai stau. La 14 ani, i-am spus, scoate-mă de aici că nu mai vreau să mai stau. Și zice, unde vrei să te țin? Zic, unde stai tu? Și dacă stau sub pod? Și dacă stau, dar nu vreau aici. Dar de ce, nu-ți place? Nu. I-am fost un băiat un pic mai, și mai tăcut, și mai așa, dintr-o bucată, toate să le spun oriunde am fost. Și atunci oamenii m-au început să mă dea la o parte pentru că le-am spus adevărul. Părinții și frații, când au auzit că ce fac eu, m-au abandonat. Erai abandonat deja. Începem cu alcool. Te-am mai abandonat în sensul că n-am mai vrut să aibă legături cu tine. Da, începem cu alcoolul. Alcoolul de la vârsta... Ți-ai căutat un refugiu. Alcoolul a început de la vârsta de cea mai
cea mai bună, de la 10 ani, 11, deja unchii mei deja îndrătea să beau. Și când am început la centru de plasament, tot timpul Marian îi spunea colegii Marian Săniuță, că Marian se îndrătea pe Săniuță în fiecare zi. De unde aveai alcool? Cumpăram. De unde? Pe ce bani? Pe munceau. Munceam și câștigam bani și banii care, când aveam venit să cheltuiesc banii, că cu la centru aveam de toate, cheltuiam banii pe alcool. În fiecare zi, banii mei era pe alcool. Tot am crescut, de la 14 ani, mi-am zis, am buletin, nu mai îmi zice nimeni nimic, sora mea nu mai zicea nimic, toată lumea mă certa, toată lumea mă bătea și am început să fiu tot mai puternic, dar în mine, să fiu mai tare și să beau și mai mult. Deci cumpăram alcool în cantitate mare și oamenii deja, și directorul acolo, toată lumea știa că Marian bea. Și nu avea treabă nimic cu mine. Când am ieșit de la centru de plasament, acolo iară s-a schimbat. La 18 ani ai plecat de acolo, nu te mai țineau? Sau nu, am vrut eu. Ai mai fi putut să stai? Da. Atunci, la 18 ani, ai putut să pleci. Da, am zis, decizia mea, vreau să ies, să câștig banii mei, să ies pe propria mea experiență, să nu mai am treabă cu... După ce am ieșit de acolo, m-a sunat mama mea să vin în Spania. Ea era deja în Spania? Da, era în Spania. Acolo, ei nu știa planul meu. Eu aveam un plan, pentru că i-am zis, pentru ce ai făcut, să plătești ce ai făcut. Ai abandonat 6 copii, nu mai te interesa de ei și am zis că m-ai abandonat și că m-ai dat la o parte, viața ta e în mâna mea. Iarăși i-am spus tot timpul, aveam în mintea mea că tata meu trebuie să fie omorât de mine. Ea la fel. Eu am crescut cu o ură și cu... Nu mai m-a interesat de nimic. Și aveam așa o ură în mine că de ce alții au și eu nu am? De ce la vârsta mea eu trebuie să lupt sau să mă chinuiesc să câștig o bucată de pâine și la alții care nu trebuie să muncească, părinții le dă gratis. Deja eu am crescut cu o ură și cu un conflict față de ei. N-aveam treabă cu frații deloc. Cu ei. Frații țineau cu ei și tot timpul aia mai mare mă bătea pe mine pentru că înjuram, de înjurat nota 10 aveam, de vorbit urât nota 10. Nu era o persoană, sunt persoane mai urâte care vorbesc mai urât ca mine, dar atunci eram pe numărul 1. Și atunci tot timpul eram bătut și din frați și de ei. Și am zis, când o să fiu mare, o să vă omor pe amândoi. Și atunci m-am bătut și mai tare. În fiecare, când mă vedea, zice, vrea să-mi omor? Da. Când era în Spania și tu erai în România? Sau... Tata meu era în România, că s-a despărțit. Și am zis, când vă prind pe amândoi. Și am ieșit de acolo, de la centru de plasament, și zice, vrea să vin în Spania? Eu prima dată m-am gândit, că îmi place să mă gândesc de 2-3 ori. Zice, nu prea cred că o să ajung eu în Spania, dar să spunem că da. Și așa a fost să ajung în Spania. Acolo a fost, s-a schimbat acasă, tot. De la zero s-a schimbat. O altă lume. Altă lume. Și acolo am început prima dată cu băutura, dar ce vreau să spun, nu am păr pe cap de câte ori am avut cazul de sinucidere. Ai vrut să te sinucizi? Da. De multe ori. De multe ori? De foarte, foarte multe, multe ori. Nu pot să număr de câte ori. Și cum de n-ai făcut-o? Ai vrut să te sinucizi de foarte multe ori? Spui că n-ai atâta păr pe cap de câte ori ai vrut să te sinucizi. Am făcut-o. Cum adică? Păi ești în viață, trăiești. Am luat pastile cu pumă. Am luat funia în gât și n-am pățit nimic. Am luat cabluri și am pus la gât cu curent electric să se mă curenteze și să cap jos. N-am pățit nimic. Am luat o travă de care stropește via, n-am pățit nimic. Astea sunt unele dintre...
Deci n-ai reușit să te sinucizi până la urmă. N-am... Ai vrut, dar n-ai reușit. Tot timpul când luam ceva sau luam un pumn de pastile, găseam orice pastile mai puternice și le luam în mine, după 2-3 minute dormeam, aveam dureri de cap un pic și mă trezeam și mergeam la lucru. Și vedeam pe alții că luau pumn de pastile și mureau. Am avut un prieten care s-a sinucis din cauza părinților. Și la mine a intrat deja în, se zice, pentru ei, atunci și eu, și eu vreau să mor pentru. Deci vroiai să-i omor și pe părinți și vroiai să te omor și pe tine. Da. Când am ajuns în Spania, acolo... Bun, da, în Spania ai zis că deja era o altă lume, da? Da. Ce te-a nemulțumit în Spania? Mă gândesc că era mai bine decât în România, un trai mai bun decât în România. Da, da. Ce a făcut să fii nefericit în Spania și să-ți dorești să te sinucizi? Din cauza că o vedeam pe ea, pe mama. Faptul că o vedeai pur și simplu... Da, și faptul că o vedeam și mă trata ca un fel de nepăsare. Uh-huh. Și tot timpul o vedeam și zic, trebuie să fac ceva ca să o mișc, să tulbure, să vadă că... Că dacă te sinucizi, o să-i pară rău după tine. Da. Uh-huh. Și am observat lucrul ăsta că nu. Și am zis, tot îi fac eu ceva. Ne-am făcut prieteni foarte mulți, răi, nu buni. Am început cu alcoolul și în Spania cu mult. Am început să fiu un traficant de droguri, să mă duc în Maroc și să fac trafic de droguri în Maroc. Am ajuns în Maroc. Ai început să consumi, da, și droguri? Foarte multe. Am început să mă duc să fac trafic de droguri, să fac bani. Am fost în Maroc, prima tură. De nu. Ce în Maroc? Era în sudul Spaniei undeva atunci, bănesc. Da, pentru că din Era Maroc, în sudul Spaniei și... Din Maroc se aduce droguri în Spania. Se aduce un fel de drog care se transportă ori prin... Ilegal. Cumva, da. Și am zis, hai să fac și eu un ban în 3 zile, să fac și eu un ban. M-am dus, prima tură, am înghițit o câteva bile. Stai un pic, explică-ne, că noi nu știm ce e asta. Deci te-ai dus să aduci droguri din Maroc. În stomac. În stomac. Da. Explică-ne un pic ce înseamnă asta. Cum erau? Erau sub formă de bile? Materialul respectiv e material glucozic, ca un fel de plastelină. Se pune în folie de aluminiu, se amestecă și îl bagi în stomac și le înghiți. Și le înghiți cu apă, că goale nu merg. Și bile de 6 grame, de 5 grame, depinde cât de mare sunt bilele. Și am înghițit atunci 800 de bile. 800? 800 de bile. Am avut stomacul... Deci cam jumătate de kilogram de droguri aveai în stomac? Am avut droguri în stomac, un kil, un jumătate de kilogram. Am ajuns în Spania. Deci în felul ăsta se aduceau din Maroc în Spania. Da. Și? Am ajuns bine în Spania, nu m-a prins, nu m-a făcut nimic. Am primit bani frumos. Și după aceea le dădeai afară, mergeai la WC, dădeai drogurile afară, da, le spălai și le vindeai. Nu, le dădeam la cine m-a cumpărat pe mine, că i-am fost... Erai angajat? I-am fost ca un fel de angajat. Valoarea mea a fost mai scumpă decât drogurile care le-am băgat în stomac. Și mie mântea un sfert din banii care eu am înghițit și el câștiga după mine mult mai mult decât trebuia să-mi dea mie. Am văzut că asta se poate, mi-a crescut inima și crederea și m-am dus a doua oră. A doua oră s-au schimbat lucrurile. Poliția de frontieră m-a prins cu un kilogram jumate în stomac. Cum te-au prins? De unde și-au dat seama că le... Pentru că am fost părâți, am fost dați în urmărire, am fost, deja știa că vine din Spania să meargă în Maroc, să aducă, dar au fost vorbiți înainte ca noi să ajungem. Cineva v-a trădat. Da. Am ajuns în Maroc, am înghițit și când am venit în Spania, că mergeam cu vaporul, când s-a dat ușa, trampa de la vapor, cu poliția tot am fost arestați. Atunci au prins 17 din aceeași bandă, din care
am fost și eu, dar eu n-am fost, eu am fost un nimic, un praf, pe lângă ei. Am ajuns cu drogurile în Spania, în Spania ne-au prins și ne-au dat bătaie. În mine s-au spart 3 bile. Cum te-au bătut? Sau din ce cauza s-au spart? Da, din cauza și de spaimă și de bătaie și de mai multe. Te duce la, m-au dus la spital. În timpul ce mă ducea la spital, eu deja digeram bila care a fost spartă în stomac. Și deja digeram un lichid maro și deja nu mai mă simțeam bine deloc. O dus că poliția m-a luat o pungă, mi-a dat să vărs în punga respectivă și o dat-o la medic și zice, problemă. Zice, poliția de frontieră, dar ce problemă? Băiatul, problemă, are probleme mari. Adică era o doză prea mare de droguri. Da, deja... Cele 3 bile care s-au spart în stomac. Deja, eu nu mai... Zicea, vorbea cu mine, deja nu mai înțelegea nimic. Și zice către doctor, de ce e problemă? Băiatul nu mai trebuie să mai atingă nimeni, lăsați-l singur și verificați-l. Bun, deci era în pericol să mori. Să spunem că da. Uh-huh. Eram supradozat, cu doză mare. Da. Când mi-a dat după o săptămână drumul, în timpul ce am stat o săptămână în arest, n-am putut să mănânc, nu mai ceream apă. Că deja tot timpul când beam apă, tot timpul iară vărsam, dar să curăța stomacul. Și atunci când se curăța stomacul, mai mergea și niște particule de sânge, mai vărsam și... Și atunci poliția era și mai speriată. Atunci mai m-am controlat doctorul, mai au zis, merge pe bine, dar să nu mai-l atingeți, să nu mai faceți nimic rău. Poliția a înțeles, pe colegii mei eu dat la interrogatoriu, pe mine numai, și după ce am plecat de acolo, n-am înțeles, nu am înțeles să iau aminte lucrurile care, frica să-ți facă rău. Am ajuns în satul respectiv unde am venit. Bun, dar pentru că ai adus droguri ilegal, nu te-au pedepsit? M-au dat 2 ani de suspendare. 2 ani cu suspendare. 2 ani cu suspendare și 1000 de euro amendă. Și o săptămână de arest, da. Până ce eram judecat, până ce scoteam toate bilele din stomac. În timpul ăsta eu nu mi-am făcut nimic, dar au crescut iarăși în mine. Vreau să am plante de marihuana, vreau să am tot. Și mi-a făcut. Ai cultivat o marihuana? Da, am cultivat marihuana în casă, eram mama mea și zicea ce cu floarea asta, îi ziceam că e o floare. Și fumam, dar nu în fața ei. Aveam un pic așa, o remușcare în fața ei să nu fumez. Deja nu, de acolo a început să nu mai vorbim, să nu mai ne înțelegem, să nu mai nimic. Am început de la un singur fum de țigară și am ajuns să fiu dependent și de marihuana și de cocaină. Toți banii care făceam mergea toți pe droguri. Făceam o săptămână bani, toți mergeau pe droguri. De luni până vineri, toți mergeau pe droguri. Să vă gândiți că așa de tare mă drogam în fiecare zi până leșinam. Până picam jos pe iarbă și nu zicea nimeni nimic către mine. De fiecare dată, în mine a crescut iarăși mai mare, tot mai mare puterea. Și trăgeam tot mai multă cocaină, tot mai multă adrenalină băgam în mine. Când zici că a crescut tot mai mult puterea în tine, asta înseamnă că era o dorință să consum mai mult? Tot mai mult, sensul ăsta. Da. Uh-huh. Și într-o zi ascultam o melodie și spunea despre Domnul Iisus, despre că din cauza ta l-ai răstignit pe cruce și mi-a sunat un pic clopoțelul, adică mi-a sunat așa la cap. Și zic către cine fumam, zic, bă, sunt pocăiți aici în satul ăsta sau în satul vecin? Se uită la mine, zice, da, mă, Marian, tu cunoști vreo unul? Că vreau să mă duc și la biserică. Da, Marian, cunosc. Și în timpul ce venea cineva către ăsta, vezi că s-a pocăit. Zic, n-are cum. Ăsta fumează cu mine, se drogează cu mine, cum să fie ăsta pocăit? Da, Marian, merge la biserică de pocăiți duminică. Și zic către el,
nu mă ia, te rog frumos, pe mine și pe mine la biserică. Dar zice către mine, zice, Marian, dar să nu te mai drogezi. Să nu te drogezi 2-3 zile să miroși a om. Pun o paranteză prima dată. Îmi place cu miros. Înainte, mirosam a cadavru viu. Eram o persoană care mergea pe drum și mirosa a mort. Hainele erau îmbinate cu miros de droguri și marihuana și nu mă interesa unde mă punea și mă drogam. Pe marginea șanțului, acolo, că nu spunea nimeni către mine nimic. Îmi place cu miros și îmi place cum mă simt acum, că înainte nu eram eu. Și băiatul, să mă pun înapoi, băiatul... Erai un cadavru viu. Da. Băiatul respectiv care m-a dus, care tot mi-a dorit să mă duc la biserică, nu m-a dus niciodată. Tot timpul mi-a zis, dacă nu mai te droghezi, și el se droga, dacă nu mai faci prostii, și el făcea mai mare prostii ca mine. Și a venit o campanie de struguri în Spania. Și spun că era ălalalt, era din familie de pocăiți. Și tot auzam o cântare. Mi-a plăcut. Mai ascult încă o cântare. Și mie aia mi-a plăcut. Și a venit o cântare care m-a dat așa un pic. Zic, asta îmi place mai multe ori. Și aia o repetat-o de eu. Ține-mă în palmă ta. Aia a fost cântarea care mi-am dat seama că trebuie să mă opresc sau să fac ceva în viața mea. Și zic către el, mă, Dumnezeu există? Da, Marian. Zice băiatul respectiv, mă, Marian, dacă ai credința că o bobă de muștar, poți mișca munții ăștia. Îi zic, tu ai fumat ceva, tu ai luat ceva la... Zic, nu, mă, Marian. Zice, mă, Marian, dacă ai credința cât gaura de la ac, poți intra acolo o cămilă. Îi zic, asta e dată, asta chiar ai fumat bine. Și zic, uite cum facem. Și în Spania, cum e căldura... În perioada campaniei, atunci în campania aia a fost cea mai caldă din an și zic către el, mă, spune la Dumnezeu tău ca duminică să plouă. Când e campania de cules struguri și duminic n-ai zi liberă până să termină campania. Zic, spune la Dumnezeu tău să fie duminică să plouă. Era joi când i-am zis, era cald. Era vineri, era căldura și mai mare ca joi. Și sâmbătă era mai cald ca vineri. Foarte cald. Atunci era cota cea mai caldă din... Duminică mă trezesc și plouă afară. Mă sună, zice, Marian, vezi că vine tata după tine să merg la biserică. N-aveam haine. Mirosam. N-avea nimeni treabă. M-am dus așa la biserică. Toată lumea mă cunoșteau. Să spunem că toți tinerii din biserică mă cunoșteau. Zicea, dacă și ăsta se pocăiește, e bai. E bai sau e bine? E bai, zice sfârșitul lumii. Că eram, n-aveam, eu n-aveam nimic. Bine, la mine cineva zice, Domnul să te binecuvânteze. Ce și asta? Nu știu ce. Și zic, bună dimineața, nu se spune cuvântul care a spus dumneavoastră, Domnul să binecuvânteze. Bine, bine, bună dimineața. Dar zice, cine te-a dus la biserică? Zic, cu tare. Perfect. Mă sună spaniolul în timpul ăsta, când în timpul programului era soare afară. S-a oprit ploaia. Mă sună spaniolul. Marian, vezi că mergem la lucru. În 5 minute, dacă nu plouă, mergem la lucru. Toată duminica a fost dedicată mie. Toată duminica a plouat. Toată duminica respectivă, când o zis spaniolul, vezi că mergem la lucru, mă sun, iară plouă afară. Și duminică seara, nu mai țin minte ce predică a fost, dar au fost niște cântări superbe, cântări frumoase, care mi-au dus aminte de niște lucruri și atunci am zis, ce să fac? N-am nimic de făcut. Nimic. N-am cunoscut pe nimeni. Și atunci am început să fiu și cu drogurile și să fiu și cu
și cu să mă duc la biserică. Pentru că nu m-a învățat încă nimeni nimic ce să fac. Înțeleg că și alții din biserică făceau la fel. Da. Pentru că i-am trăit în... N-a știu că ei sunt pocăiți și mă la biserică și se droghează exact cum mă drogheam eu. Și zic către ei, mă, dar cum puteți face? Eu deja îi criticam pe ei, mă, cum puteți face voi prostia asta? Eu la mine zic că pot să, n-am voie să fac, dar la voi, că mergeți la biserică. Și mi-am dorit să mă duc la biserică, să cunosc lucrurile care le cunoșteți voi. Și zice, mă, Maria, nu mai critica. Și în timpul s-am crescut, mergeam cu ei, cu familia asta, mergeam la biserică. Am început să mă lăs puțin cu puțin de droguri, pentru că deja la mine au crescut și dacă nu mă drogam, tremuram sau picam jos sau făceam ceva rău. Și mergeam cu ei la biserică. Și zice către mine cineva, Maria, vrea să te botez. Doamne, și ce mai... Eu am fost botezat la ortodox, cum mai trebuie să mai te botez? Și am zis, nu mai, că dacă sunt botezat la ortodox, nu mai trebuie să mai fiu botezat. Nu, Marian, că trebuie să te botez ca să schimbi asta. Și bine, zic, mai mă gândesc. Asta era în septembrie. Timpul din septembrie până decembrie, tot timpul mi-o spunea treaba asta. Marian, când te botez? Și am spus, nu știu. Am luat cam fel de, zic, hai să o fac. Doar că ți-au spus ei. Da, hai că o fac și pe asta. Dar n-ai înțeles ce faci atunci. Și 1 decembrie am făcut botezul. Eu eram și cu țigara în buzunar, dar nu aveam așa tangență tare către droguri. Dar ce-am simțit, că pieptul îmi ardea. Eu nu mă înțelegeam nimic despre Biblie, nu înțelegeam nimic. Am crescut așa. Și dintr-o dată, familia asta care tâmă ducea la biserică, m-au abandonat și ei. Și atunci am zis, alucine sunt acum. Nu știam cu ce să mă duc la biserică, nu știam unde e biserica, n-aveam nici Biblie, n-aveam nici care să mă învețe lucrurile care din Biblie. Deci te-au botezat și te-au abandonat. Da. Și iară m-am băgat în roguri. Că zic, unica mea care nu mă abandonează și unicii care tot acolo sunt cu mine. Și parcă a fost, o crescut mai mare ca înainte. Zic către cineva care avea mașină, bă, du-mă și pe mine la biserică. Mă ducea la biserică și vedeam ură, vedeam tot felul de lucruri care, zic acum, când mă diavolul mi-arăta ura aia și oamenii care vedeam eu. Deja mergeam bat la biserică, mergeam drogat la biserică. Nu zicea nimeni către mine nici nimic. Nici bine, nici rău. Lasă-l așa cum e. Am crescut foarte mult cu treaba asta. Până într-un timp am zis, gata. Am vorbit cu cineva, zic, mă duc la ortodox și înapoi, mă botează înapoi la ortodox și mă întreabă, mă duc la biserică să îmi dea că am fost membru într-o biserică să mă duc înapoi la ortodox. Zic și făcut. Mă duc la biserică, era joi seara, era rugăciune, stăteam în spate de tot în biserică și nu aveam treabă cu ei, stăteam liniștit în banca. În biserică ortodoxă? Nu, în biserică la Pentecostal, ca să cer foaia respectivă. Și în timpul ăsta apare cel care mi-a schimbat viața, Sandu. Hai să zicem altfel, cel prin care Dumnezeu ți-a schimbat viața. Sau cel de care Dumnezeu s-a folosit, da, ca să schimbe viața. Așa. Sandu Leonte. Da, pentru că pentru mine el a fost tată, mamă, frate, soră, tot. În el am găsit ce în alții n-am găsit. Copiii lui... Hai să ne spui cum s-a întâmplat în biserică. A venit în biserică? A venit Sandu în biserică. Și zice, Sandu, ridică-te la rugăciune. Nu. De aici a venit la biserică. Să cer o foaie ca să nu mai să fiu membru în biserică asta. Vezi că acum se roagă pentru tine. El se roagă, vezi că acum se roagă pentru tine. Niciuna la asta. Zice, ascultă cântarea respectivă. N-avea cu cine vorbi. După ce s-a terminat programul, zice către mine, nu cere nimic. Așteaptă. Așteaptă o secundă. Nu vrei să rămânem să vorbim un pic?
Bine, da. Am început să vorbim ceva eu cu el și zice, nu vrei să vii în România? Nu. Timp de o lună și un pic, tot timpul mi-a spus treaba asta la cap. Dar în fiecare zi, hai în România, hai în România, hai în România. Și eu n-am înțeles. Nu, nu vin în România. Pentru că muncesc, am ce trebuie, nu vin în România. Când a spus Andu, gata, hai că vin în România, pentru că vreau să ajung și tu pe alții să schimbi viața. Zic, nu merit, nu trebuie să fiu, nu trebuie să ajung pe nimeni, că nimeni m-a ajutat pe mine nimeni. Tă singur a fost. M-a dus la el acasă. Copiii lui și soția lui era plecați. Mi-a aruncat hainele la gunoi. Mi-a pus să fac de 5 ori baie. Și mirosul tăta colera. Mi-a cumpărat haine noi. Mirosul tăta colera. Pentru că am trăit așa. Și nimeni din biserică nu zicea nimic. Mirosul meu tot așa abundent și miros a mort și nu zicea nimic către mine. Când am început să mă duc la... Când au venit Sandu și au spus mergem în România, îi zic, e cam grea pentru mine. Și atunci am simțit că el vrea să facă ceva. Și atunci eu am simțit, zice, bă, ăsta vrea să mă nimicească sau vrea să facă ceva rău. Și m-am dus în România și acolo chiar mă... Deci până la urmă ai acceptat să vii, da, în România. Da, greu. Și zic către Sandu, ce facem aici? O să vezi. Timp de o lună și un pic l-am înjurat, l-am blestemat și l-am făcut în toate felurile. Ce vreau să spun? Că eu n-am știut că omul ăsta vrea să-mi salveze viața. Credeai că are vreun gând ascuns? Da. Și apoi m-a dus într-un cer de rugăciune unde erau mai mulți frați acolo la rugăciune. S-a ridicat o femeie în picioare și zicea din Isaia 43:4 și zice, Marian, ia aminte că și pentru tine e cuvântul ăsta. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, dau popoare pentru viața mea, pentru viața ta și te rescumpărez. Când am auzit cuvântul ăsta, deja a început să-mi curg o lacrimă. Până atunci nu curgea lacrime. Și atunci am văzut să înduc că e ceva la mine. Și mi-a cerut iertare prima dată. Și tot îi ziceam, mă, nu vezi că tot te-am înjurat și tot așa? Și zic către el, trebuie să mă abandonez, să mă arunci pe aici, pe dealuri, că în Spania oricum nu mai știe nimeni nimic de mine. Și zice, da, Maria. Dar n-am făcut-o. Pentru că te iubesc. Și atunci când am simțit treaba asta, atunci am simțit că cineva mă iubește, cu adevărat. M-a dus în casa lui. Soția lui a fost, și acum îi zic mama Ema. Copiii îmi zic fratele Marian. Am crescut. E prima dată când plâng. E prima. Și zic. Zic, Sandu, nu știu ce ai făcut cu mine. Ai schimbat ceva care alții nu au făcut niciodată în viața mea. Zice, da, Marian. Pentru și tot timpul vine, mă îmbrățișează și zic, mulțumesc. Și când îl văd, nu știu, mă bucur. Când văd pe altcineva care nu, și nu știu ce simt pentru el. Și când Dumnezeu, când o lucra la inima mea și am văzut că El pune mai multă dorință și mai mult se roagă pentru mine și mai mult face lucrurile care alții nu pot să le facă, și am zis, tu o să rămâi tata meu adoptiv. Și tot timpul mă sună, tot timpul știe unde, cum îs, tot timpul știe ce am nevoie, tot, fără să-i spun nimic. Dar și eu sunt mai căpos și n-am mai ascultat așa de el. Dar tot mi-a cerut iertare și am spus, iartă-mă pentru că... Și a zice, da,
Știu că ești așa. Ce vreau să spun? Nu știu, poate că nu știu cine aude. Oricine aude cuvintele astea și are nevoie chiar de oameni, sunt oameni de biserică care au nevoie să ajute și ei pe alții. Și ei care ajută să caute și alții mai mari ca el să îi ajute în continuare. Tot timpul eu n-am simțit treaba asta, că trebuie să fiu ajutat de un străin, nu de familia mea. Pentru mine toți sunt străini. Eu am crezut că dacă am frați, am sor, am mamă, am pot să mă duc la ei. Tot timpul când mergeam la ei, dătea spatele. Și zicea, Marian, n-avem cu ce să te ajută. Câteodată mă considera parcă invizibil. Dar Sandu niciodată nu m-a considerat invizibil. Tot timpul m-a considerat lângă el. Tot timpul a fost acolo când eu am avut nevoie de el și o simțit. Zice, Marian, cum ești? Prin ajutorul lui, Sandu, de nu știu câte ori, m-a dus în România. Prin ajutorul lui, m-a scos din droguri. Am 5 ani de când mai folosesc droguri. Din ajutorul lui, am scăpat de alcool. Din ajutorul lui, am ieșit din mâna diavolului. Că am fost prieten cu diavolul. Și toate lucrurile astea, numai Dumnezeu le-a dat ca să mă ajute pe mine. Nu prea îl bag prea mult pe Dumnezeu aici, pentru că el îmi zice, pune pe Dumnezeu că el a făcut treaba asta. Eu zic, da, dar tu ai făcut, că tu m-ai eliberat pe mine. Dacă Dumnezeu ți-a dat ție înțelepciunea ca să mă eliberezi pe mine, eu spun că tu m-ai eliberat pe mine. Oriunde mă duc și oriunde la cine mă zic, zice, cum ești? Mulțumesc lui Sandu. Și zice oamenii, mulțumesc și lui Dumnezeu. Și o tac din gură și zic, Sandu, vorbește tu. Sandu, tot timpul a fost chiar, am repetat, cu mine. Și toate lucrurile care eu le-am făcut în trecut, și cu centrul de la plasament, și de acolo mi-au scos foarte multe. Limbajul, de a vorbi frumos, de a vorbi respectos, de a mânca frumos, de a mirose frumos. Toate astea sunt pentru că el mi l-a dat mie, pentru că, să spunem, ăia 7 ani de acasă, puțin i-am avut. Respectul, puțin l-am avut. Mirosul frumos, l-am avut, dar apoi m-am prostit. Toate ce le pun eu, le pun lui. Că el, toate problema mea, am pus-o în cărca lui și el l-a rezolvat în timp parcurs, toate l-au rezolvat. Cum? Nu știu. Seamănă bine cu Domnul Iisus, nu? Da. Pentru mine, da. Ai ajuns să-L cunoști cu adevărat și pe Domnul Iisus? Da. Că la început te-ai botezat, dar nu știu ce faci. După aceea ai ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu prin Sandu, nu? Prin Sandu și prin citirea Bibliei. Citeam în fiecare zi 10-20 de capitole din Biblie și așa o liberat mintea. Chiar Sandu m-a scăpat de sinucidere. Mi-a dat să învăț pentru școala de șofer în Spania. Să citesc o carte de 120 de pagini. Am citit 120 de pagini într-o lună de zile. Citeam 5 și mă bucuram că citeam mai mult. Și când am citit a doua oară, am citit în două zile. Era o carte, avea legătură cu școala de șofer sau era o... Era o lucrare, să-mi dea mie de lucru ca să-mi scoată mie sinucile din cap. Ți-a dat să citești o carte? Da. N-avea legătură cu școala de șofer? Nu. Ca să-mi dea să... Și toate lucrurile astea, lui. Ce dau eu preț? Pe el. Pentru că eu sunt... Dacă eu fac o prostie, știu că supă și pe Sandu și pe Dumnezeu. Eu aveam o vorbă, zice, bă, trebuie să fii prieten și cu dracu și cu Dumnezeu. Și apoi zice Sandu, bă, nu Marian. Nu, că trebuie să găsești pe unul care e bun. Și apoi zic, dacă Dumnezeu mă abandonează. Și apoi trebuie să mă duc pe partea alaltă, că el trebuie să fii prieten cu amândoi. Zice, da, dar trebuie să găsești pe unul. Și eu în mintea mea tot timpul, dacă mă abandonez.
Ți era frică că Dumnezeu te abandonează? Da. Mai ți este frică și astăzi? Puțin, că pentru că nu sunt, încă mai am de lucrat la mine. Pentru că Nu mai crezi că diavolul Dragos poate face bine? Nu. Asta nu mai crezi? Nu, dar trebuie să mai muncesc la mine, pentru că cum am trăit într-un ambient, într-o copilărie mai, asta trebuie să mai lăs de la mine și trebuie să mai schimb un pic comportamentul. De asta mulțumesc lui Dumnezeu că El face tot. Și acum unde ești, Marian? Unde stai mai mult, în Spania sau în România? Stau în Spania, acum fac o școală de șofer. Cel puțin. Fac de un an de zile școală. Te străduiești. Da, fac, deja sunt, să zicem așa, sunt de 4 ani, tot fac școală de șofer, pentru că am luat sala, iau sala, dar cum nu sunt pregătit cu Dumnezeu. Că pregătit sunt, dar nu sunt pregătit cu Dumnezeu. Și dacă nu sunt pregătit cu Dumnezeu, Dumnezeu zice, vezi, nu-ți dau ce-ți dorești tu. Te mai domoluiesc că sunt încăpățânat și fac cum vrea mintea mea. Și atunci mai mă domolește, mai mă șlefuiește un pic și iar lăs din eforie, iar mai lăs din încăpățânare. Și acum iar am început școala de șofer în Dej, iar mergem bine și acum sperăm că pe 13 să fie mai bine. Acum pe 13 decembrie. Da. Tot timpul am făcut lucrurile care mi-au plăcut mie. Și care nu mi-au plăcut mie, care nu mi-au plăcut la Dumnezeu, am închis apa. Și tot timpul zis, nu, vezi, tot așa cum zic eu faci. Sandu, tot la fel. Pentru mine, Sandu, exact cum îi zice Dumnezeu, vezi că Marian e acolo, sună-l. Vezi că Marian face treaba asta, sună-l. Vezi că Marian nu se simte bine, vorbește cu el. Pentru mine... Deci Dumnezeu îi vorbește lui, da, Sandu... Cum sunt eu. După starea ta. Da. Dar îi mulțumesc. Și cine a ascultat să facă lucrurile care trebuie făcute ca să nu mai facă de 2 ori. Să facă un lucru bine, dar să se gândească înainte să se facă. Mulțumim, Marian. Mulțumim. Povestea ta e frumoasă. Mulțumesc. De la un loc e frumoasă. Până la un loc n-a fost frumoasă deloc. Nu. Dar când a intervenit Dumnezeu prin Sandu Leonte, viața ta s-a schimbat. Da. Și se schimbă în continuare. Da. Se vede. Mulțumim. Ce zic cei din Spania sau cei care te-au cunoscut? Cei din Spania... Văzând schimbarea din viața ta. De la păstor și până la cel care are grijă de... care merge cu colita prin biserică, zice... Către Sandu, zice, foarte mari lucruri ai făcut cu asta. N-am crezut că și limbajul, și comportamentul, și orice le-ai făcut să vorbească respectul și să stai la locul lui. Ieșeam din biserică și mergeam afară. Și zice, vezi, acum stă în biserică, stă cu minte, nu vorbește, nu râde, nu face nimic. Și zice, da, mulțumesc lui Dumnezeu și oamenii care țin post pentru el. Eu n-am știut până în ziua când femeia respectivă mi-a citit Isaia 43:4, că dă popoare pentru viața mea. Eu n-am știut niciodată că Dumnezeu dă răscumpărare pentru viața ta și să te răscumpăreze pe tine. Eu zic, mă, dar ce preț am eu? Zero. Și apoi zice Sandu, nu. Tu ai un preț foarte mare, mare. Și atunci mi-a dat așa un animo, o plăcere în mine și tot timpul când îl văd sau să nu, că nu-l văd pe lângă mine sau tot timpul mă rog, Doamne, ai grijă de Sandu acolo în ei. Da, deci pentru tine în viața ta a fost o schimbare mare atunci când ai înțeles că totuși ai preț. Pentru că nimeni nu te-a prețuit toată viața, ai fost abandonat. Și nimeni nu a avut grijă de tine, dar ai aflat că Dumnezeu te iubește și ai preț în ochii lui Dumnezeu. Și aceasta a fost ceea ce te-a atins. Și să nu uităm, Sandu. Sandu. O ții pe a ta, nu vrei să o lași. Da.
Bine, Marian. Mă mulțumesc. Mă bucur din toată inima că am fost împreună. Și Dumnezeu să te însoțească în continuare. Și pe dumneavoastră. Mulțumesc. Când am stat de vorbă cu Marian și am înregistrat acest interviu, se pregătea să dea examen pentru permisul de conducere. Spunea că nu l-a luat până acum, deoarece Dumnezeu a văzut că Marian mai trebuia să-și rezolve unele probleme. Se pare că Marian a fost atent și a făcut ceea ce Dumnezeu i-a cerut, așa că, am aflat fericit, Marian și-a luat permisul de conducere. Marian nu doar că a devenit un om normal, dar el este chiar mai mult decât atât. El a devenit un copil al lui Dumnezeu, în fața căruia s-a deschis nu doar perspectiva unei vieți obișnuite pe acest pământ, ci chiar perspectiva fericirii veșnice într-un loc în care nu va mai fi suferință, abandon și durere, împreună cu Iisus Hristos și cu toți cei care și-au pus încrederea în El.